Vom începe să curățăm bine un dovleac de coajă, apoi îl vom tăia în jumătate. O să scoatem semințele cu o lingură, după care începem să tăiem dovleacul în cubulețe. Într-o oală am pus 150 g de zahăr, vom face zahărul caramel, după care adăugăm dovleacul, vom pune scorțișoară, puțină sare, adăugăm și 80 ml de apă și lăsăm totul să fiarbă, după care vom face un piure. După ce piureul este rece, îl vom pune într-un bol unde adăugăm 250 ml de apă caldă, puțină sare, vom pune esență de rom sau vanilie, un vârf de cuțit de turmeric, 100 ml de ulei, coajă de portocală, coajă de lămâie. Amestecăm bine, după care adăugăm și 10 g de drojdie uscată diluată în puțină apă caldă, vom pune și 650 g de făină. Și vom începe să frământăm aluatul. Dacă mai trebuie făină, mai puteți adăuga. Îl acoperim și îl vom lăsa la dospit timp de o oră. După o oră îl vom pune pe masa de lucru. Am împărțit aluatul în două. Vom începe să întindem aluatul. Îl întindem bine, nu trebuie să fie foarte subțire. Apoi am început să tai aluatul cu acest inel metalic, dar se poate tăia și cu o ceașcă de cafea sau un pahar, cu ce aveți. După ce le-am tăiat, le-am mai lăsat la dospit cam 30 de minute, le acoperim și vom începe să le prăjim în ulei încins. Le vom lăsa câteva minute pe fiecare parte până vor avea o culoare aurie. După ce au fost gata, eu le-am umplut cu gem de smeură, dar se pot umple cu ce vă place. Deasupra am pus niște zahăr pudră, după cum vedeți este o rețetă ușoară, perfectă pentru zilele de post. Dacă ți-a plăcut această rețetă, aș vrea să știu ce părere ai lăsându-mi un comentariu. Acesta este rezultatul final. Eu sper că ți-a plăcut rețeta. Nu uita să o distribui cu prietenii tăi. Acum o să vă arăt cum arată în interior. Chiar trebuie să încerci această rețetă.